În urma unui proces, Tribunalul Buzău a decis ca funcționarii publici care lucrau în aparatul propriu al primarului să primească drepturile bănești, reprezentând suplimentul postului în procent de 25% din salariul de bază, precum și suplimentul treptei de salarizare, de asemenea tot 25% din salariul de bază. Primăria Buzău nu a pus în practică sentința și pentru angajații Direcției de Asistență Socială, dar angajații au dat de asemenea primăria în judecată. Cererea a fost respinsă pe motiv că este atributul primăriei să stabilească dacă va acorda cele două suplimente. A existat un proces colectiv în care funcționarii publici din primăria municipiului Buzău au câștigat în instanță și au câștigat niște drepturi salariale. Acel dispozitiv al instanței a fost aplicat în aparatul propriu al primăriei și se duce la îndeplinire. Ieri aleșii locale au aprobat hotărârea privind acordarea celor două sporuri salariale, inclusiv angajaților Direcției de Asistență Socială. Și atunci eu am vrut să fac luna trecută, să pun în practică o măsură corectă pentru toți funcționarii publici și să-i aduc și pe cei din Direcția de Asistență Socială, colegi și pe aceleași posturi și funcții ca și colegii din Palatul Comunal, și a fost aprobat. Sumele de bani se vor achita eșalonat către acești angajați.